Bună tuturor și bine ați venit la o nouă zi de Vlogmas. Este ora 1:30 după masă și intru atât de târziu aici. Asta pentru că tot ce m-am propus să fac astăzi s-a dus pe apa sâmbetei asta cumva. Pentru că unul din puii de papagal au căzut ieri de pe scaun. Că noi nu îi ținem pe jos, vă dați seama, îi ținem pe un scaun sau pe canapea, într-o păturică, într-o chestie, noaptea un pic acoperiți ca să aibă întuneric și să doarmă, într-o păturică pufoasă, să le țină calță, na. Chestia este că ieri, adică seară, era deja 12 noaptea și eu nu dormeam, stăteam la un film, mă prinsese foarte tare un serial de pe Netflix, soțul meu era deja la somn de vreo jumătate de oră, ceva de genul. Și eu i-am zis, bă, eu cred că mai stau vreo jumătate de oră sau oră, pentru că nu mi-e somn. No. Așa. După cum spuneam, unul dintre papagali a căzut ieri de pe un scaun. Distanța de pe scaun și până jos pe parchet e de undeva de 50-52 de centimetri, ceva de genul. Am și măsurat și, efectiv, de când a căzut aseară, nu mai mănâncă, stă numai într-un loc, nu prea se mișcă, doar doarme, a și vomitat de câteva ori. Nu știu ce să-i fac, nu pare să doară ceva, pentru că e vorba de fetiță, că avem fetiță și băiețel, pui de papagal. Nu pare să doară ceva, dar nu pare nici că se simte bine. Nu știu ce să-i fac, efectiv, chiar nu știu. I-am făcut un masaj, am încercat să-i dea de mâncare, am mângâiat-o, nu știu, nici eu nu știu ce să-i fac, efectiv. În fine, peste o săptămână este Crăciunul, de azi într-o săptămână suntem în 25 și e Crăciunul. Avem invitați la masă, trebuie să fac meniul de Crăciun, lista, cumpărăturile, curățenia aia generală, care tot așteaptă și da, nu știu. M-a dat puțin peste cap așa ce se întâmplă cu fetița asta de puiul de papagal. Da. Să sperăm că își revine. În fine, o să vreau să deschid astăzi cu voi și ultimul advent calendar pe care îl am și pe care n-am apucat încă să-l deschid, și anume acesta de la NYX cu doar 12 produse în el. Stați puțin că e lipit și eu nu l-am desfăcut înainte. Deci, e foarte bine lipit. Sper să reușesc să-l desfac repede. Gata. Deci, așa arată în interior. Arată foarte colorat și foarte fain. Așa că zic să-i dăm drumul și să vedem. Ok, la numărul 1 avem un Butter Gloss. Un Butter Gloss într-o variantă mică în nuanța Sorbet. Așa arată, e o culoare destul de faină și de puternică. Îmi place. La numărul 2 avem un ruj. Un ruj în varianta mică, NYX Smooth Whip Matte Lip Cream, în nuanța Kitty Belly. Este un ruj. La numărul 3, stați aici, numărul 3, avem tot un Butter Gloss în nuanța Cranberry Pie. La numărul 4 avem tot un ruj, tot din aceeași gamă, Smooth Whip Matte Lip Cream, în nuanța Sherry Cream. La numărul 5 avem tot un Butter Gloss, un Butter Gloss în nuanța Sugar High. La numărul 6 avem un... ce drăguț e! Dați un pic! E un ruj! Deci eu a privit cât de drăguț e, are o inimioară, nu știu dacă voi vedeți. Este un mini ruj. Nu știu din ce gamă este, că nu scrie, dar știu că este nuanța Spicy. Și arată așa. Oh, vai! Ce roșu frumos! Apropo, nu mai știu dacă am apucat să vă spun ieri că pachetul a ajuns în siguranță la părinții mei. I-am dat mamei mele cel puțin 10 rujuri, cred că și mai mult. Foarte multe de la NYX, de la Makeup Revolution, de la L'Oreal, de la Maybelline, parcă. Cred că și de la Catrice. Foarte multe rujuri în nuanțe de nude, maro, mai deschis și mai închis, și foarte multe nuanțe de roșu. Da. Și mi-a spus mama că
are niște rujuri din astea așa mici de la NYX, de la mine, care sunt foarte rezistente și foarte faine pe buze și care îi plac foarte mult. Na. Așadar, eu nu prea mă dau cu rujuri solide, am câteva pe care mă dau așa mai rar, dar n-am încercat niciodată pe acesta, dar tot eu îl dau, mai ales că a început să-i placă roșu. Numărul 7, avem tot un butter gloss și tot închis așa la culoare. Trebuie să-mi trebuie dacă ea se dă cu ceva glossuri, pentru că ea e mult mai bronzată la piele decât mine. Eu sunt foarte albă și sunt, mă roșesc așa foarte ușor la față și se vede foarte ciudat așa fața mea, de-aia apar așa mai mult roșie, nu știu cum. Să mănânc cu tata, dar mama e mai creol așa puțin și îi stă foarte bine cu rujuri de genul, culori din astea. E un butter gloss în nuanța Ginger Snap. Da, trebuie să întreb dacă se dă cu butter gloss-uri, ca să-i le dau eu, pentru că sunt niște culori chiar pe gustul ei. Pe mine, de exemplu, nu știu, genul ăsta de culori, la numărul 8 avem un ruj, tot din gama Smooth Whip. Genul ăsta de culori, pe mine mă fac să par vânătă la buze, nu știu cum să vă zic, moartă, nu știu, mai ales că sunt foarte albă la ten, sincer, nici soțul meu nu-i place cum stau, în nuanța Teddy Fluff. Deci, sunt foarte faine, îmi plac și mie culorile de genul, dar nu-mi stă bine. Da, așa că toate le dau mamei mele, absolut toate. La numărul 9 avem un Butter Gloss, în nuanța Sugar Glass, îl mai am o dată, în varianta mare, primit în advent calendarul tot de la NYX, în varianta mare, cel cu 24 de produse, care se află tot pe canalul meu de YouTube. Așa. La numărul 10 avem aici tot un ruj, tot din gama Smooth Whip, în nuanța Fuzzy Slippers. Sper că am citit bine. E o nuanță așa, un fel de mov din ăla închis spre maro, chiar dacă nu se vede bine pe cameră. La numărul 11 avem tot un butter gloss și e foarte roșu, în nuanța Red Velvet. Așa arată, deci e foarte roșu, extrem de roșu, poate un pic prea roșu pentru mine. Și la numărul 12, care s-a rupt așa mai ciudat, avem tot un ruj din ăsta, foarte fain, Doamne, ce culoare faină are. Stați puțin să reușesc să-și scot de aici. Deci, așa arată, tot din ăsta, așa cu inimioară, în nuanța Can. Doamne, ce design simplu și frumos și drăguț și elegant și tot ce vrei. Deci culoarea este una superbă, 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 superbă. Și miroase și fain. Foarte fain. Deci acest advent calendar, mini advent calendar de la NYX este așa, cu numai cu rujuri și butter gloss-uri. Deci avem 6 rujuri și 6 butter gloss. Mi-e plac foarte tare, deci toate culorile și nuanțele ce se află în acest advent calendar sunt absolut superbe. Vi le arăt și vă acum. Deci, culorile sunt foarte faine, foarte faine. Îmi plac mult de tot. Ok, trebuia să ies undeva, dar nu mai ies astăzi, poate mâine. Pentru că fetița mea în continuare nu se simte bine, dar a început să bea apă, mâncare în continuare nu mănâncă, așa că am mai citit un pic pe internet și zice că e bine să amestecăm gălbenuș de ou fiert împreună cu ceva legume fierte, așa că să văd ce am, cartofi, morcov, să văd ce am și ce pot să fierb așa un pic și să fac pasat și să-i dau săpape, poate mănâncă. Bun, ce voiam să vă spun? Vreau să încerc imediat, dar imediat, îmi pun mixerul în funcțiune pentru că vreau să fac unt de casă. Doamne, pentru prima oară în viața mea. Și începând de anul viitor vreau să încep să fac foarte multe chestii de casă. Vreau să-mi fac brânzică de casă. Am văzut că se poate face ricota, mozzarella, brânză de vaci. Mai era o brânză. Dar nu vine acum. Dar fără cheag, fără din astea, da? Așa. O să fac și brânzică de casă, sunt foarte curioasă cum iese, pentru că dacă se face atât de ușor, pe cât am văzut eu în câteva videoclipuri pe TikTok, atunci, clar, nu mai îmi cumpăr brânză, gata. Așa, dar unt de casă fac imediat. Deocamdată vreau să pun la fiert niște ouă și niște legume și ne auzim după aia.
Am văzut multe video pe internet în care multe femei, doamne și domnișoare, făceau unt de casă. Cum îl făceau? Simplu. Puneau, nu știu, un litru de smântână pentru frișcă. Puneau la bătut în mixer și lăsau până când se alegea practic untul. No. Până când se făcea unt. Ideea este că eu nu am stat să citesc în cât timp se face treaba asta. Eu bat deja de aproape 20 de minute la mixer, la viteză maximă, și încă nu e unt. Dar, ușor, ușor, textura nu mai e de frișcă. Deci am pus așa mâna un pic și am văzut că deja se alege. Dar mai trebuie. Da. Bun. La cină n-am avut chef de gătit. Să știți că în ultimele 2 ore n-am făcut decât să stau cu fetița, cu puiul de papagal care nu mănâncă și abia acum, cu chiu cu vai, după nenumărate încercări, am reușit să facem să mănânce, dar forțat mai mult. Pentru că dacă stă mai mult de 24 de ore fără mâncare, moare. Și nu vreau să moară. Așadar, asta este mâncarea noastră pentru cină. Efectiv, ce am avut în frigider? Cârnați, măsline roșii, ardei gras, ouă fierte și brânzică. N-am mai făcut nici pâine, nimic, nimic, nimic. Am stat doar de puiul ăsta de papagal ca să-și revină. Dar dacă reușesc să-i mai dau de mâncare odată în seara asta și mâine, sunt liniștită. O să-și revină, sunt sigură de asta. Bun, mă pun să mănânc și nu-mi vine să cred că a trecut ziua. E deja 8 și 20, ca să vedeți la ce oră mâncăm noi acum. Mă pun să mănânc, sper să facă și untul ăsta mai repede. Am emoții, sincer, dacă voi reuși să se facă sau nu. Sper să se facă unt, pentru că na, chiar sunt curioasă. Dacă reușesc să-mi fac și untul singură, sunt cea mai fericită. Hei, este 1:15 și efectiv m-am pus la un film și mi s-a făcut atât de somn pentru că dorm atât de puțin și de prost în ultimul timp. Sunt puțin stresată, aștept un telefon, acel telefon nu mai vine. Da. Și asta se vede pe mine. Se vede pe mine, pe stilul meu de viață, pe felul în care dorm, pe felul în care mănânc. Se vede pe tot. Pe tot. Dar începe noul an și mă organizez eu și cu alimentație, și cu sport, și cu somn, și cu tot. Da. Bun, mă pregătesc să merg la somn. E foarte târziu, soțul meu doarme de vreo oră, dar eu iarăși am rămas să mă uit la un film. Și culoarea nașpa se vede. M-am dat cu glossul ăsta de la NYX, dar are o culoare ciudată pe buze. Da, în fine. Am buzele uscate non-stop, indiferent ce fac, indiferent cu ce le dau, indiferent ce mănânc, indiferent cât de mult mă hidratez. Degeaba. În fine. Mi-a crescut părul, așa că se vede destul de mult până aici. Oricum trebuie să-mi dau vârfurile. Deși nu folosesc căldură, arată puțin rău vârfurile mele. Da, brătelul mi-a crescut și el. Și când mă gândesc că acum un an era aici, deasupra sprâncenelor. Doamne ferește! Toată lumea îmi spunea că sunt rusoaică. Cum sunt albă la piele, cu părul închis la culoare, cu brătonul deasupra sprâncenelor, rusoaică eram. Sincer să fiu, am spus că nu mai fac brăton niciodată. Și perioada asta în care a crescut brătonul, mi s-a părut că a fost o perioadă extrem de lungă și că brătonul ăsta nu s-a mai așezat în niciun fel, efectiv. Dar am văzut niște tunsori foarte faine. Dacă găsesc video sau poze ceva, să vă pun aici, să vedeți la ce mă refer. Ce tunsori faine. Și chiar și la fete cu așa mai grăsuțe la față ca și mine, sau cu fața mare, sau mai cu obraji mari, sau deci am văzut că le stă super bine cu breton și sincer să fiu și mie mi s-a părut că stă bine cu breton, dar nu cu bretonul acela în față drept, nu, cu acela care vine așa. Așa. Așa vreau să mi-l fac și eu, pentru că eu l-am foarte drept. Și mă gândesc să fac un experiment și să încerc să-l tund așa. Pac, 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 în scări. Nu știu ce o să iasă. Dar vedem. În fine, nu mă mai lungesc, că deja mă întind la vorbă și îmi place. Da. Merg la somn și a fost o zi de tot rahatul. Sinceră să fiu, am crezut că puiul de papagal o să moară, m-am stresat foarte tare, am plâns, am început să zic rugăciuni, nu mai știam ce să fac, dar acum, ca printr-o minune, este
cu cel puțin 56% mai bine decât era azi dimineață, lucru care mă liniștește și cred că de-aia mă simt și așa de obosită, pentru că m-am consumat foarte mult emoțional. Da. Bun, mă las somn. Ne vedem mâine într-un nou vlogmas. Bună dimineața și bine ați venit la un nou de vlogmas. Astăzi este marți, 19 decembrie și, sinceră să fiu, nu vine să cred ce frumos e afară. Efectiv, după două zile întregi cu ceață, din aia groasă prin care nu vedeai nici mașina din față, acum e un soare și un cer senin și cald afară, aproape 10 grade. Zici că e primăvară, nu iarnă. Și mereu se întâmplă să fie vremea asta aproape de Crăciun. Și nu mai sunt anii aia în care aveam zăpadă de Crăciun. Nu. Bun. Voiam să vă spun că începând de astăzi și până la Crăciun nu o să vedeți decât curățenie, cumpărături și pregătit casa și meniul de Crăciun. Și atât. Nimic altceva. Asta este ceea ce voi filma în fiecare zi. Mă și gândeam acum oare să mai filmez în fiecare zi, oare să mă opresc. M-am îmbrăcat să mă duc să verific poșta și voiam să vă arăt că am încercat să mă dau cu eyeliner, dar bineînțeles că am o ușoară sensibilitate, să nu zic alergie. Sensibilitate, na. De fapt, mai mare sensibilitate la eyeliner. Așa că în momentul în care mă dau, începe să curgă ochii rău. Aici deja s-a dus. Problema este că am ploapa foarte căzută, nu știu dacă se vede cât de căzută e, mai ales la dreptul. Și aici m-am făcut-o prea jos, arată puțin ciudat. Și aici m-am făcut-o puțin mai sus, dar bine, mi-a și curs ochiul și s-a dus o grămadă. Și sincer să fiu, habar n-am cum ar trebui să fac corect, doar exersez acum. Efectiv, nu mă pricep deloc la eyeliner, sunt praf. Nu știu dacă m-am dat doar de câteva ori în viața mea, așa că e clar că am de exersat, doar că nu știu cum trebuie să vin aici ca să nu se mai vadă așa, nu știu cum efectul ăsta e pleapă căzută, nu știu, trebuie să vin mai drept, mai, nu știu. M-am uitat așa la tutoriale de make-up, dar sincer n-am găsit pe nimeni care să aibă pleoapele atât de căzute ca ale mele. Nu știu. În fine, mă duc să verific poșta, după care mă întorc să mă apuc de treburi. Am asta așa mai editat un pic, dar parcă nu prea mai am chef de editat, nu știu. Nu știu dacă o să mai fac vlogmas în alți ani. Parcă mă plixesc așa de editat și de filmat, nu de filmat, de editat. La un moment dat. No. Aici am vrut să vă arăt munții pe care îi vedem de la geam și cerul înainte de a se întuneca afară. Am aprins câteva lumânări parfumate în casă și am mai prins un peisaj absolut superb, ia priviți. Aici a fost chiar înainte să se facă întuneric afară câteva minute, ia priviți ce cer superb, absolut superb. Mai târziu a venit și soțul meu acasă, eu m-am apucat să pregătesc cina, iar el mi-a adus trandafiri albi. Iar la cină, evident, am pregătit carne și cartofi prăjiți. Aici ardea foarte tare capacul și a trebuit să-l iau cu o mânușă. Iar după ce am mâncat, am mai stat așa un pic cu papagalii, am stat de vorbă, a trecut timpul, așa că ne vedem mâine că e târziu. Bye!